Salut, dragi prieteni, cu voi este Nicolae și în acest video am să vorbim pe o temă foarte interesantă pentru toți cei care sunt începători și care doresc să tranzacționeze pe Binance Futures. Mulți se întreabă care este suma minimă, adică depozitul minim, ce sumă recomand eu și tot așa mai departe. Dragi prieteni, pot să vă zic ca la un începător să nu depuneți bani mulți. Să vă recomand 102 de dolari, cam așa ceva. Dar puteți și cu 50, și cu 20, și cu 10 puteți. Nu fugiți după bani mulți și investiții prea mari. Eu pot să vă dau acum de exemplu așa, eu am depozitul meu era de 150 USDT și eu l-am ridicat până la 170 ceva. Uitați-vă, eu am deschis o poziție, am deschis 10% din acești 170 de dolari. Am deschis la X20. Dragi prieteni, aici poți să deschizi și cu un dolar și să dați la X20 și să tranzacționați ca cu 20 de dolari. Dar când ați pierdeți, la fel, nu ați pierdeți ca un dolar, dar puțin mai mult. Și hai să vă explic eu cum. Eu am deschis 10% din depozitul meu. 10%. Dacă să ne uităm așa, eu, dacă să iau stop loss-ul, am spert 4. Asta nu știu cât primesc acolo, câteva procente, 3, 4, 5%, 4, dacă nu greșesc. Puteți face și voi lucrul acesta, să tranzacționați și cu sume mici, nu există un anumit depozit. Da, dacă ai deja experiență, ai bani, dorești să trăiești numai din asta și tot așa mai departe, atunci da, investiți mii de dolari, sute de mii dacă aveți și vă permiteți, dar eu pentru un începător nu recomand sume mari. Atât timp până te acomodezi cu platforma, până înveți totul și tot așa mai departe. Vă recomand în general sumă minimă, o sumă de care să nu vă pară rău. De exemplu, o sumă mare, dacă să investiți, ați face ceva greșeli, ați o pierdeți, ați refuzați la tot. Dar o sumă minimă, hai să spunem chiar până ca să te înveți, poți să investești 20 de dolari, de exemplu. Hai să zic așa, 20 de dolari și înveți cum spui un stop loss, cum spui un take profit, cum deschizi o tranzacție, cum să o închizi, tra-la-la și tot așa. Ca să mă înțelegeți pe mine corect. De ce nu vă recomand sume mari? Pot să vă dau și o mică explicație. Deci eu am deschis în această regiune o tranzacție, dragi prieteni, clar, scurs și lămurit. Avem și indicatorul care ne arată nouă. Ne arată că avem un trend descrescător, după cum îl vedeți, prețul a ajuns la acest suport. Și eu de la acest suport am luat pe o cumpărare până în această regiune plus minus. Dacă văd că prețul va începe să se reîntoarcă, de exemplu, eu am să închid această poziție. Clar, scurt și lămurit, cred eu. Nimic greu. Da, uitați-vă, în această regiune eu am deschis-o. Deja avem 2 dolari și 80 de cenți în profit. Dragi prieteni, cam atât pentru acest video. Cu voi a fost Nicolae. Fiți atenți la toate videourile care vor apărea pe acest canal, fiindcă am multă informație bună pentru voi și multe surprize. Dați și ne vom auzi în următorul video. Cu voi a fost Nicolae, pe curând, pa!